Mesajele nemulțumiților au fost aceleași, săgețile trimise fiind la adresa directoarei Lidia Sfarti, dar și a judecătorilor și procurorilor care de-a lungul timpului au avut de soluționat plângerile depuse de foștii salariați de la SC Star Mod S.A. Suceava. Nu vrea să facă adunarea generală acționarilor, nu vrea să ne primească în fabrică, vrem să discutăm cu ea. Și nu ne primește, ne interzice intrarea. Nu numai atât. Cea mai mare... Ați fost acolo în fața fabricii? Am fost? Nu. Deocamdată n-am fost. În alți ani când n-am fost. Și anul acesta nu ați mai fost? Nu. Nu mergem pentru că nu vrea să primească. Și o rugăm și fac apel. De ce nu ne primește? Nu vrea să facă adunarea generală acționarilor și nu vrem numai înainte de adunarea generală acționarilor, vrem adunare cu colegii din fabrică. Sunt ingineri și tehnicieni. Atitudinea la lor. Dacă ați vrea să... Asta vreau să subliniez și să subliniez și dumneavoastră, atitudinea salariaților, de ei depind totul. La adunarea generală a acționarilor, ei o pot schimba. Ei sunt majoritatea ca acțiuni. De ce stau? Și nu o întreabă unde sunt banii de la fabrică, de la corpul administrativ, de la corpul, terenul de pe Zamca care l-au vândut. Deocamdată nu vrea să ne primească. Deocamdată. Vreau să merg săptămâna viitoare să cer oficial audiență. Pe lângă faptul că cer audiență, vreau să vină tehnicienii și inginerii din fabrică. În primul rând cu ei vreau să vorbesc, nu cu ea. Minte și minte și numai minte. Autorizația de meeting este valabilă până vineri 18 ianuarie, dar salariații Societății de Confecții din Suceava spun că sunt dispuși să protesteze până când revendicările lor vor fi luate în seamă și nedreptățile de care au avut parte vor fi îndreptate. Mesajul nostru pentru conducerea Star Mod este să convoace AGA cu toți acționarii. Vă rog tare mult! Pentru că acei în societate... Atunci veți înceta protestele dacă va convoca AGA? Da, dacă vom convoca AGA, vom fi la masă la discuții, să vedem ce se întâmplă, în ce situație financiară se află societatea. Noi, asociația, am făcut la dosar, se găsește la dosar hârtie, în care cerem să nu intre societatea în faliment. Deci noi avem hârtie la dosarul de insolvență, unde am cerut să nu intre în faliment, că pierdem, doamnă. Deci noi vrem să... Nu să se distrugă societatea, nici nu vrem să se închidă. Vrem o AGA și să facem în așa fel încât societatea să continue să angajeze oameni. A pus un banner care angajează 100. De când a pus bannerul, a mai plecat 70 de persoane. Deci nu merge nimeni, pentru că dumneaei conduce de una singură și ea este, știți de când este ea director acolo? De pe timpul lui Ceaușescu. Deci ea ține de scaunul ăla, ea pentru dânsa scaunul ăla de manager este foarte important. Pentru mine nu, pentru mine sunt importante acțiunile oamenilor. Cum este posibil un procuror să ceară în instanță pedepsirea ei la 3 ani cu suspendare și cu daune morale, iar doamna judecător bivolo achită? În ce bază? Nu știu. Deci asta vrem. Suntem dispuși, uitați toți, să intrăm în greva foamei. Nu e o amenințare. Dacă justiția... Că la Sfarti nu ne așteptăm că dânsa nu va convoca AGA niciodată. Dacă justiția nu ne face dreptate, suntem dispuși să intrăm în greva foamei în fața Palatului de Justiție și o parte în fața parchetului. Mai mult, foștii angajați ai Star Mod amenință cu faptul că sunt dispuși să intre și în greva foamei pentru a obține ceea ce își doresc.